În decembrie 1916, din gara din Iași pleacă primul tren, 17 vagoane cu valori estimate la 322 milioane de lei aur. Sunt evacuate în Rusia lingouri și monezi din aur ale Băncii Naționale, documente și obiecte de patrimoniu cultural extrem de prețioase, inclusiv bijuteriile reginei Maria, evaluate la 7,5 milioane de lei aur. Transferul a fost garantat de țarul Rusiei Nicolae al II-lea, vărul reginei Maria, dar și de marile putere aliate, Anglia și Franța. 6 luni mai târziu, în iulie 1917, este trimis la Moscova un al doilea tren, cu 24 de vagoane în care sunt încărcate alte valori ale Băncii Naționale, de circa 1,6 miliarde de lei aur, precum și bijuterii, tablouri, aur și alte depozite ale Casei de Depuneri și Consemnațiuni, în valoare de 7,5 miliarde de lei. Aurul evacuat la Moscova ajunge astfel la 91 de tone în monede rare și bijuterii, la care se adaugă rezerva de aur a Băncii Naționale de 2,4 tone de lingouri. Un total de 93,4 tone de aur, care astăzi ar valora aproape 4,5 miliarde de euro. După Marele Război, diplomații români au încercat să ceară tezaurul, dar negociatorii ruși au susținut cu cinism că ar fi dispuși să-l înapoieze doar la schimb cu Basarabia, care în 1918 se unise cu regatul român. Ignorând înțelegerile avute cu aliații, bolșevicii ne-au reproșat acțiunile militare întreprinse pe teritoriul dintre Prut și Nistru. Intervenția militară din Basarabia a fost un argument cu care și mai târziu partea rusă va sancționa pretențiile de a ne recupera tezaurul și un pretext de a complica și mai mult eventualele negocieri. O foarte mică parte din aurul trimis spre păstrare la Moscova avea să se întoarcă în țară în 1956. Doar 33 de kilograme din cele peste 93 de tone, adică doar 0,03% din total. Lista bunurilor restituite atunci conține și tezaurul de la Pietroasele, denumit popular cloșca cu pui de aur. O posibilă explicație este faptul că era atribuit și recunoscut ca atare în plan internațional ca aparținând românilor și, în consecință, nu putea fi valorificat. În prezent este expus la Muzeul Național de Istorie. Fusese descoperit de doi țărani în 1837, într-o carieră de piatră. Piesă de rezistență a afirmării României moderne, a fost considerat timp de aproape 100 de ani cel mai mare tezaur din lume. Era compus din 22 de piese, dar autoritățile de atunci au recuperat doar 12, în greutate totală de aproape 20 de kilograme de aur. În ciuda stăruințelor lui Gheorghiu Dej și Emil Bodnaraș, conducerea sovietică post-stalinistă nu a acceptat cererea de returnare integrală a tezaurului, în conformitate cu inventarul din 1917, existent atât la București cât și la Moscova, inclusiv aurul și monedele. Prim-secretarul Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Nikita Hrușciov, îi trimite în vara lui 1956 o scrisoare lui Gheorghiu Dej în care îi comunică lista obiectelor de artă din tezaur pe care Consiliul de Miniștri al URSS a hotărât să le transfere guvernului român. 39.320 de opere de artă românească, sistematizate și inventariate de specialiștii sovietici, și anume 1.350 de tablouri, gravuri, desene, 33.068 de monede, 2.465 de medalii, 33 de kilograme de aur și 690 de kilograme de argint. Propunerea sovietică a fost făcută exclusiv pe linie de partid, iar partea română n-a acceptat semnarea unui document oficial de stat, care ar fi însemnat în fapt recunoașterea rezolvării definitive a situației tezaurului. În locul unei delegații oficiale pleacă la Moscova în 6 august una culturală, academică și tehnică, formată din personalități reprezentative ale științei și artei românești. Delegația condusă de academicianul Mihai Ralea primește de la guvern mandat clar și limitat: să preia valorile istorico-artistice de la specialiștii sovietici și să le expedieze la București. Toate cele 39.320 de obiecte, cădelnițe, evanghelii cu coperțile ferecate în aur, mitre și cuci episcopale, icoane, chivote, potire, mătăsuri cu sute cu aur, veșminte arhierești bogate în podoabe, bijuterii și cloșca cu pui de aur, au fost împachetate, sigilate în lăzi și încărcate în două vagoane mari plumbuite și trimise sub pază militară la București, în gara Băneasă. Abia instalat în martie 1965 la vârful politicii, Nicolae Ceaușescu face prima sa vizită externă în septembrie la Moscova. Întrevederea cu Leonid Brejnev a fost tensionată, după cum constatăm din stenograma oficială. Cel mai tare a enervat solicitarea înapoierii tezaurului confiscat de bolșevici în 1917. Atunci se ridică problema pretențiilor reciproce și acestea o să ne ducă dracu știe unde, i-a replicat prompt prim-ministrul Alexei Kosygin lui Bârlădeanu, cel care prezenta istoricul și motivația restituirii celor peste 93 de tone de aur. Potrivit lui Alexandru Bârlădeanu, 150 de milioane de dolari era în 1965 valoarea aurului confiscat de bolșevici. Care tezaur? Nu știm despre ce e vorba. Lăsați-ne să ne interesăm. E un răspuns care se repetă la toate. Același răspuns dat la Gorbaciov după 1990. E, cu timpul,
fiind pusă pe masă totuși o serie de documente, au spus, da, într-adevăr, dar nu l-ați dat nouă, l-ați dat guvernul imperial țarist. După care au spus, da, da, știți, stați puțin, voi vreți tezaurul, da. Și au început discuția cu armele, cu Nutrețu, cu crimele comise de români după 1941 pe teritoriul Federației Ruse. După 1989, problema tezaurului a fost ridicată de Ion Iliescu la întâlnirea cu Mihail Gorbaciov și de Nicolae Văcăroiu în timpul întrevederii cu Boris Yeltsin. Poziția Federației Ruse a fost denegare totală. Din punctul lor de vedere, tot ce s-a întâmplat la sfârșitul Primului Război Mondial reprezenta un element istoric față de care afirmau că nu au niciun fel de probe, că nu există documente. În mod simbolic, sunt predate României 12 monede de aur din tezaur, adică 77 de grame din cele 93,4 tone. În 1997, adunarea parlamentară a Consiliului Europei numește un raportor pe tema aurul românesc, temă pe care rușii o resping în mod ferm. În 2003, România semnează tratatul politic de bază cu Federația Rusă și acordul Conex, prin care partea rusă agrează constituirea unei comisii de istorici români și ruși, care să studieze problema tezaurului. A venit un personaj care a adus chiar monezi care corespundeau celor din inventarul tezaurului, le-a pus pe masă și a spus, ok, eu sunt trimisul Moscovei, cu mine trebuie să negociați, haideți să luați tezaurul. Ba veniți în Elveția că acolo va fi, ba aduceți camioanele la graniță ca să le luați.